Dumnezeu să primească închinarea noastră și să ne binecuvinteze. Oamenii lui Dumnezeu, o să spun câteva anunțuri și apoi, pentru timpul care a rămas, o să rostesc o predică în numele Domnului. Fratele David Laza m-a rugat să prezint acest Nou Testament tradus în limba turcă. El ne spune câteva informații. Un milion de oameni stau în corturi din cauza cutremurului prin care a trecut țara lor. Și proiectul acesta are intenția să le ofere un pachet de mâncare în care va fi un Nou Testament pentru ei. Este știut de noi toți că este foarte greu să intri în Turcia cu Biblii, însă atunci când le dai oamenilor o plasă cu mâncare, este o imensă oportunitate să pui acolo un mesaj din partea Domnului. Evanghelia după Ioan, Noul Testament sau o Biblie. Un astfel de Nou Testament costă $2.90 și fiecare dintre dumneavoastră care aveți intenția să cumpărați câteva sau câteva zeci sau câteva sute, mergeți la casierie și spuneți-i fratelui casier că vreți să faceți donația asta special pentru cumpărarea de Noi Testamente în limba turcă. Această oportunitate este de moment, fiindcă nu întotdeauna oamenii vor putea să meargă cu ajutoare pentru poporul turc. De aceea vă încurajăm să profitați de oportunitatea asta și dacă Domnul vă pune pe inimă, să faceți cu râvnă lucrul ăsta. Spuneam de dimineață și repet în seara asta că fratele păstor David Măgduț a fost cu noi la conferința de la Portland. Am fost 5 frați împreună cu fratele David Măgduț, cu fratele Petru Cladovan, Dorin Juravlea, Cosmic Nejevici. Și el a rămas la Seattle pentru un serviciu divin de ordinare în dimineața asta, iar în seara asta, în noaptea asta, se va întoarce acasă. De asemenea, fratele Dan Muncaciu este în Carolina, acolo unde ține un seminar la două biserici despre închinare. Am citit pasajul puțin mai devreme și nu o să mai citesc un alt cuvânt al Domnului, însă am de gând, am intenția să spun câteva, o predică scurtă, câteva gânduri, în legătură cu subiectul acestei seri și anume dedicarea unui grup de oameni pentru a sluji o comunitate. Întotdeauna pentru bărbați este o mare provocare să-și asume rolul unui conducător, de un fel sau de altul. Însă, în seara aceasta am intenția să spun câteva cuvinte despre această mare temă. Femeile nu sunt la fel de preocupate și de pasionate să primească roluri de conducere, în măsura în care bărbații sunt preocupați de lucrul ăsta. De aceea, apostolul spune, dacă cineva râfnește, dacă cineva își dorește să fie un episcop, să fie un păstor, un prezbiter, un diacon, să fie un slujitor al Domnului, dorește un lucru bun. Doar că oamenii aceștia trebuie să se califice, există un minim de calificări care îi fac eficienți în slujbă. Spuneam, spun și alții, repet și eu în seara asta, că întotdeauna marea problemă a oamenilor care slujesc nu este faptul că ei slujesc fără calitate. Pentru că biserica nu este o scenă pe care venim cu performanțele noastre, deși este bine cine cântă să cânte, nu să se încurce. Cine predică, la fel. Și cine face orice altă slujbă, să o facă cât poate de bine. Dar nu asta îi descalifică cel mai adesea pe oameni, ci îi descalifică problemele de caracter. Acesta este lucru care descalifică și acesta este lucru care face să apară surzenia psihică. Surzenie psihică înseamnă că asculți, că auzi, dar nu asculți, nu ești interesat. De ce? Nu mai ai încredere în persoana care transmite mesajul. Din punctul tău de vedere, el nu mai se califică să facă slujba asta. Dar indiferent ce fel de slujbă, nu doar predică și cântare, absolut orice fel de slujbă. Tocmai de aceea, aduceți-vă aminte că spun deseori, nicio profesie din lumea asta nu se califică prin caracter.
Dacă noi căutăm un dentist, nu ne interesează caracterul lui, ne interesează competența lui, dotările cabinetului. Nu-l întrebăm, mă, tu ai mai fost căsătorit vreodată, tu fumezi, tu mai bei în weekend cât o bere. Am fi ridicol să punem întrebări de genul ăsta. Nici o meserie din lumea asta nu se califică prin profilul moral, nu se califică prin spiritualitate și etică. Nici o meserie din lumea asta, cu excepția oamenilor care slujesc în numele lui Dumnezeu. Indiferent că sunt slujbe spirituale sau administrative, evident, mai cu seamă slujbele spirituale. Așa că în seara asta o să vă mai aduc aminte de câteva lucruri care sunt importante. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Și aici erau trei atribute, trei caracteristici, trei valențe care îi însoțeau pe oamenii lui Dumnezeu. Erau oameni cu o reputație puternică, oameni care să fie vorbiți de bine. Dacă un om nu-i vorbi de bine, poți să-l numești orice. Pentru că această numire nu-l ajută în comunitatea în care nu este vorbit de bine. Dacă se duce într-o altă țară, oamenii nu mai știu dacă e vorbit de bine sau de rău și acolo vor primi slujirea lui. Dar în comunitatea unde el este cunoscut, dacă nu are o reputație minimă pentru a face o slujbă publică, atunci oamenii nu-i primesc slujirea. Asta vrea să spună aici apostolul. De asemenea, să fie plin de Duhul Sfânt. Vedeți, am ajuns să credem că a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt. Adică să ai o experiență de anul ăsta, de anul trecut sau de acum 20 de ani, în care ai vorbit în limbi la o întâlnire de rugăciune. Nu vreau să minimalizez evenimentul botezului cu Duhul Sfânt. Vreau să spun doar că dacă doar atunci cineva a vorbit în limbi, iar de atunci până astăzi, lucrarea, activitatea, chemarea, puterea, autoritatea Duhului nu se vede în viața și slujirea acestui om, întreb eu, unde este scopul lui Dumnezeu împlinit cu omul ăsta? Și de asemenea, Scriptura continuă și spune să fie plin de înțelepciune. Oricât de înțelepți am fi, nu suntem destul. Dacă ceva îmi reproșez, pe lângă alte lucruri pe care mi le reproșez, uitându-mă în trecutul meu ca om, ca slujitor, este lipsa de înțelepciune. De ce? Pentru că suntem doar niște oameni limitați și oricât de înțelept ai fi și cât de atent și cât de educat și cât de școlit, provocările lucrării lui Dumnezeu, așteptările oamenilor, situația în care ești implicat, presiunea, stresul și multe alte lucruri care țin de circumstanță, pur și simplu te depășesc. Și după ce trece timpul, îți dai seama, mă, acolo n-am făcut bine, acolo m-am dus prea într-o parte, dincolo m-am dus în cealaltă parte. Uitați-vă la Moise, uitați-vă la David, uitați-vă la cine doriți dumneavoastră din Scriptură. Unul singur se constituie într-o excepție. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Restul sunt oameni cărora le putem imputa omiteri sau comiteri. Oameni dragi, în ciuda limitării a vulnerabilității noastre, noi suntem chemați să-L servim pe Dumnezeu sub călăuzirea, ungerea și autoritatea Duhului Sfânt. Și unul dintre pasajele pe care vreau să le mai citesc în seara aceasta este 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, acolo unde Scriptura ne spune, ca niște buni ispravnici. Ce înseamnă ispravnic? Dumneavoastră, ce știți că înseamnă ispravnic? Ispravnic înseamnă un om care s-a făcut responsabil de o anumită acțiune pe care urmează să o facă. El sau lui s-a încredințat o isprăfnicie, o lucrare, o activitate, un proiect, un serviciu. Și Biblia ne spune, ca niște buni isprăfnici, asta înseamnă, din moment ce precizează adjectivul, atunci trebuie să ne asumăm că pot exista și administratori și ispravnici, să nu zicem administrator, că dacă zicem administratori, atunci vom crede că ne referim la cei trei administratori din biserica noastră. Nu, aici nu se referă la administratori neapărat, ci se referă la oricine care administrează ceva, nu doar cei care au poziția din comitet de administratori. Și Petru spune, ca niște buni ispravnici,
fiecare din voi să slujească altora. Observați care este scopul unui administrator. Scopul unui administrator nu este să fie, ci este să facă. Am auzit pe mulți oameni care spun, eu sunt membru în comitet. Și ce faci în comitet? Zice, sunt membru. Membru? Și care e atribuția ta ca membru? Zice, nu, sunt membru. Să fii în continuare. Oameni dragi, ce înseamnă membru în comitet? Membru în comitet ești atunci când pe umerii tăi se pune o isprăvnicie, un lucru. Nu mergem acolo ca să fim membri, mergem acolo ca să ne asumăm din potopul acesta de acțiuni care se fac într-o biserică, să spui, eu îmi aleg asta, eu o să port Biblia asta, nu te îngriji de asta că eu o port. 4 ani de zile, eu o port. Plouă, ninge, eu o port. Ăsta nu e un membru în comitet, e un om care poartă o povară. Iertați-mă că asociez povara cu Biblia. Imaginați-vă că n-am avut intenția asta. Membrii în comitet nu sunt membri în comitet, sunt oameni care își asumă isprăvnicii. Ei, indiferent de isprăvnicia pe care și-o asumă, toți trebuie să fie plini de Duhul Sfânt, toți trebuie să aibă înțelepciune, echilibru, discernământ. Toți trebuie să fie niște oameni cu o bună reputație, că altfel nu ajungeau acolo cel mai probabil. Asta spune Petru, să fie niște buni administratori, slujind altora după darul pe care l-au primit. Vedeți că nu poți să faci nimic în afara darului? Puneți-mă pe mine să cânt și o să vedeți că plecați ispitiți acasă. Nu că nu am bunăvoință, aș cânta ca privighetoarea, dar nu mă duce aparatul. Nu am darul ăsta. E, la fel se întâmplă cu o grămadă de activități. Ei, de aceea, fraților, trebuie să avem atâta înțelepciune, să ne uităm atunci când ne gândim la posibilitatea ca cineva să-și asume o administrație, o isprăvnicie. Are darul, capacitatea, profesionalismul, specializarea să se ducă pe zona asta și să facă performanță? Pentru că o face aici în biserică. Și dacă nu o face bine, noi o suportăm. Și dacă o face bine, noi ne bucurăm. Observați, Petru pune accent pe competență, darul de a face un lucru. Noi spunem, lasă că numele Domnului merge. Fraților, nu merge. Pentru că Dumnezeu a dat daruri, a dat slujbe, a dat lucrări. Și atunci când un om face o lucrare, pentru că Dumnezeu prin Duhul i-a dat un dar, păi să-l asculți, să-l primești, să te bucuri, să te zidești. Nu totul este competența. La McDonald's totul e competența. Aici totul nu-i competența. De aceea am spus mai întâi despre vorbi de bine, adică reputație, despre umplerea cu Duhul Sfânt, adică o persoană care ești mișcată de Duhul și o persoană înțeleaptă. Dar calificativele acestea spirituale nu vor fi suficiente când este vorba să faci ceva concret. Trebuie să știi să faci lucrul ăla concret. Eu aș vrea să nu mai repar mașina, să nu mai mă duc la mecanic să dau banii acolo, dar nu știu, o stric mai rău dacă mă apuc să o repar, pentru că nu-s de meserie. De asemenea, un alt pasaj care vorbește despre isprăvnicie este 1 Corinteni, capitolul 4. Și Scriptura spune, iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori, ca niște isprafnici ai tainelor lui Dumnezeu. Adică ai secretelor lui Dumnezeu. Ce altceva se cere de la un isprafnic? Observați, aici vorbește despre responsabilitate. Decât să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. V-am spus puțin mai devreme ce le-am încredințat la fiecare dintre bărbații aceștia împreună în comitet. Și Scriptura spune ce se cere de la ei decât să exceleze, să fie credincios în lucru care i s-a încredințat. Uneori suntem tentați să nu ne facem treaba noastră, să o facem pe altuia. Ce mi s-a încredințat mie, trebuie să mă pregătesc să fac bine. Pentru că sunt câteva sute de oameni care au crezut că voi face așa când a bifat în dreptul numelui meu. E o dovadă de demnitate, de onoare, de respect, de credincioșie să fac lucrul acesta. Noi toți vrem să ascultăm o predică bună, noi toți vrem să ascultăm o cântare bună, noi toți vrem să
să fim slujiți într-o manieră de calitate. Ei, asta spune apostolul. Prima oară vorbea de competență, dar a doua oară vorbește despre responsabilitate. Fiecare să facă cu credincioșie ceea ce a fost chemat să facă. Însă nu numai asta. Filipeni, cartea către biserica din Filip, surprinde alte câteva valențe ale slujirii. Slujirea este o chestiune foarte complexă. Aici vorbește prin folosirea negației și spune să nu facă nimic dintr-o ambiție egoistă. Dumneavoastră știți, deși e greu și de spus și de auzit, că scena, microfonul, amvonul, instrumentul, oriunde o slujire publică, poate fi folosită ca o platformă pe care îți construiești o reputație în fața comunității. Adică treci drept un slujitor al bisericii. Motivația nu e să-L slujești pe Hristos. Motivația este să slujești reputația ta care crește pe zi ce trece. Sigur că noi din bancă, noi nu vedem inima omului. Sunt semne, dar oricum rămâne bănuială. Și după cum poți nimeri, la fel poți da greș. Însă în ziua socotelilor, Dumnezeu va ști care e motivul pentru care am făcut ce am făcut. Asta surprinde apostolul aici. Nimeni să nu facă dintr-o ambiție egoistă sau din îngânfare, din mândrie. Să nu facă din motivele astea. Pentru că ăsta nu este un loc de competiție și nici nu este un loc unde trebuie să ajungem mari în fața cuiva. Dimpotrivă, aici trebuie să ajungem mici. Trebuie să dăm dovadă de umilință. Apostolul continuă și spune, în smerenie, fiecare să-i socotească pe alții mai presus decât pe sine. Să dea întâietate și altora. Ce înseamnă asta? Mai e cineva în biserică care poate sluji? Este treaba mea să îl iau pe omul acela și să-l pun să facă treaba asta. Oficiul pe care Dumnezeu, prin dumneavoastră, mi l-a încredințat, îmi dă autoritatea să fac treaba asta. Și nu numai mie, dar în mod deosebit mie, prin poziția pe care dumneavoastră mi-ați dat-o. Ei, asta spune Scriptura. În smerenie, fiecare să-i socotească pe alții mai presus decât pe sine. Aici nu se referă în mod concret la a atribui slujiri sau la a identifica daruri în biserică, ci se referă la raportul dintre noi și alții. Ca oameni, nu neapărat ca slujitori. Pasajul acesta este plin de genul acesta de îndemnuri. Lăsați fiecare dintre voi să aibă grijă nu numai de propriile interese, ci și de interesele altora. Observați, dacă mâncăm, trebuie să oprim un colț din ce am mâncat și să dăm și altora. Așa spune Scriptura, să împărțim cu alții. Să împărțim cu alții tot ce avem. Oamenii care slujesc și credincioșii în general sunt chemați să manifeste caritabilitatea aceasta, spiritul ăsta de dărnicie, de omenie, de ajutor. Frați dragi, noi suntem oameni care de bine de rău avem ce băga în gură și trecem uneori pe lângă oameni care trec prin momente grele. E o chestiune de caracter, de milă, de iubire, de spiritualitate, să ne oprim și să-i spunem, eu nu pot să-ți acopăr nevoia, dar pot să particip la acoperirea ei. Nu am $1,000 câți ai tu nevoie, dar am 50. Dacă mai găsești încă 19 ca mine, sau nu știu sigur dacă am zis bine, atunci Dumnezeu îți va acoperi datoria asta sau problema, nevoia pe care o ai. Nu putem să acoperim noi nevoile tuturor, dar putem să participăm și noi cu mult sau cu puțin. A nu putea să acoperi o realitate, a putea să participi este o chestiune de înțelegere a identității pe care o ai. Ești copilul lui Dumnezeu. Și când oamenii văd un copil al lui Dumnezeu, ei se așteaptă ca acest copil al lui Dumnezeu să semene cu tatăl lor. Iar tatălui lor i s-a dus vestea pe tot pământul. De aceea vin oamenii la tine, pentru că ți s-a dus vestea că asculți rugăciunile. Să fie în voi gândul acesta, în fiecare dintre voi. El a fost găsit la înfățișare ca om, s-a smerit, s-a făcut ascultător, până când a murit pentru treaba asta. Pasajul este lung, vreau să mă apropii de încheiere pentru că timpul expiră imediat.
trebuie să fiu foarte atent dacă astăzi este joi sau duminică. Că într-o joi am predicat până la și un sfert și într-o duminică era să mă opresc la fix. Aș vrea să vă îndrept cu gândul înspre un alt pasaj din Scriptură. 2 Corinteni, capitolul 6. 2 Corinteni, capitolul 6. Aici, versetele de la 1 la 10 surprinde alte aspecte care vorbesc despre chemarea noastră, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, frați dragi, care în seara aceasta ați ieșit aici, ceilalți care n-ați ieșit, fiindcă faceți altfel de slujiri, și dumneavoastră cei care nu faceți neapărat o slujire publică, făcută publică în adunare, dar slujiți pe Domnul prin ceea ce dumneavoastră puteți. Observați care este perspectiva Bibliei. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu. Înțelegeți măreția? Surprindeți responsabilitatea? Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu. Lucrul ăsta ne dă valoare, dar ne asumăm și o uriașă responsabilitate. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu, de aceea noi vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Există posibilitatea cineva să primească har de la Dumnezeu și să-l primească în zadar? Pavel spune, nu eu. Eu doar repet ce a spus Pavel. Există posibilitatea să primești harul, dar să-l primești degeaba, pentru că nu-l folosești. Dumnezeu face o investiție care falimentează, nu din pricina lui, ci din pricina persoanei pe care a trimis-o să facă lucrarea aceasta. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Slujitori vrednici ai lui Dumnezeu. Dar ce ne califică să fim vrednici și ce ne descalifică să nu fim vrednici? Uitați-vă în versetul 2. Să nu dăm nimănui prilej de potignire. Ăsta este idealul. E posibil într-o viață de om chiar să nu dăm nimănui un prilej de potignire? Ar fi bine să nu dăm. Cu cât suntem mai sub lumina reflectoarelor, cu atât mai repede se vede când faci ceva care nu e bine. Cu cât ești aici mai în față, cu atât te expui mai mult. Pentru că vorbești mult, faci multe lucruri și cu cât vorbești mai mult, cu atât mai mare e posibilitatea să greșești. Dacă ai trage un glonț și ai nimeri sau n-ai nimeri, e ok. Dar dacă tragi 100, dintr-o 100 e greu să le nimerești pe toate. Și apostolul spune lucrul acesta. În toate privințele arătăm ca niște vrednici slujitori prin multă răbdare. Dacă e ceva ce îmi lipsește, răbdarea se numără printre lucrurile astea. Sunt eu un om răbdător? Nu prea. Scriptura ne spune ca niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare. Adevărul este că foarte multe conflicte, foarte multe neînțelegeri se nasc datorită lipsei de răbdare. Ne pripim, ne grăbim, ne enervăm, luăm decizii rapide, negândite și după aceea le reparăm greu. Vedeți cât de profunde sunt sfaturile lui Dumnezeu? Dacă le-am avea în suflet, dacă le-am aplica în relații, în slujire, de câtă rușine am fi scutiți. În necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în închisori, în răscoale, în sacrificii, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin arme de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă, în ocară, în vorbire de rău, în vorbire de bine. Observați cum surprinde apostolul necazurile prin care poate trece cineva, un slujitor sau o persoană din adunare. Necazuri, nevoi, strâmtorări, bătăi. Adevărul este că pe mine nu m-a bătut nimeni. Pentru Hristos. Nu mi-a dat nimeni nicio palmă. Mă bucur că nu mi-a dat nimeni nicio palmă, sigur că mă bucur. Nu știu cum aș fi reacționat dacă mi-ar fi dat. Dar bine că nici n-a fost nevoie să văd cum reacționez. Apoi, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi,
Observați câte aspecte surprinde cuvântul pentru ca să întregească în mintea noastră cât de complex este să fii sfânt, să fii un om al lui Dumnezeu, să ai o inimă curată, să-L servești pe Dumnezeu, să stai în fața oamenilor și pur și simplu să neglijezi ce simți tu, ce vrei tu, ce te doare pe tine și să-L onorezi pe Dumnezeu. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. E posibil să se întâmple așa? E posibil. De câte ori nu s-a spus despre unii dintre noi, ăsta e așa și așa și așa. Și mai târziu oamenii și-au dat seama că au greșit. Adevărul e că nu greșesc nici ei întotdeauna. Sau ca niște necunoscuți, măcar că suntem cunoscuți. Ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că suntem omorâți, ca niște întristați, dar suntem veseli, ca niște săraci, dar îmbogățim pe mulți. Toate aceste exemple compun puzzle-ul acesta care este viața noastră, relațiile noastre, ispitirile noastre, provocările noastre. Dumneavoastră, ce cuvânt ați folosit să le cuprindeți pe toate? Este unul dintre cuvintele care îmi plac, care îmi place cel mai mult, echilibru. Dacă ceva iubesc în lumea asta cu adevărat când vorbesc despre caracter, despre comportament și atitudine creștină, iubesc foarte mult echilibru, pentru că echilibru înseamnă ca totul să fie pe linia de plutire. Atâtea valențe, atâtea pătrățele, atâtea cămeruțe și peste tot să existe echilibru. Asta înseamnă o viață întreagă să lucrezi pentru ca să-ți ridici slăbiciunile. În fiecare zi să fii preocupat dacă ai greșit, te rogi, postești și ești mai atent asupra la chestiunea aia, că acolo ai o problemă. Acolo ori te ia gura pe dinainte, ori ești zgârcit, ori ești mână spartă, ori ești certăreț, ori ești leneș, depinde. Dar în zona aia trebuie neapărat să te ridici, pentru că ești foarte jos și tot ce faci e umbrit de zona asta mică, unde nu funcționează bine, n-ai rod. Apostolul vorbește despre echilibru. Dă 15 exemple. Dacă în 14 stai bine și într-unul nu stai bine, acela va fi o pată. N-ar fi bine să o cureți? Dar dacă nu-ți pasă, atunci e cum e. Ce să-i faci? N-ai ce-i face. Oamenii lui Dumnezeu știu că genul acesta de predică este greoi. Este și incomod. Dar am vrut să vă spun în seara asta, când ne gândim la conducere, că nu-i suficientă spiritualitatea dacă lipsește implicarea. Dar nu-i suficientă nici implicarea dacă lipsește spiritualitatea. Închei revenind sau nu revenind, ci mergând la 1 Corinteni, capitolul 13. Acolo unde între versetele 4 și 6 se vorbește despre manifestările iubirii. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este asta un sentiment sau o acțiune? Plină de bunătate. E un sentiment sau o atitudine? Nu pismuiește. Este atitudine sau sentiment? Nu se laudă. E atitudine sau sentiment? Nu se umflă de mândrie. E atitudine sau sentiment? Nu se poartă necuvincios. E atitudine sau sentiment? Nu caută folosul său, e atitudine sau sentiment? Nu se mânie, e atitudine sau sentiment? Nu se gândește la rău, e atitudine sau sentiment? Nu se bucură de păcat, de murdărie, de nelegiuire, e atitudine sau sentiment? Ci se bucură de adevăr, e atitudine sau sentiment? Scumpii mei frați și surori, dragostea este acțiune, nu sentiment. Lăcrimăm și după ce ni se usucă lacrimile, nu mai facem nimic. Ne apucă emoția și după ce ne trece emoția, nu mai facem nimic. Scumpii mei, frați și surori, manifestarea iubirii nu este sentiment, este acțiune, este osteneală, este implicare, este conducere, este răbdare,
este să-i suferi pe alții greu de suferit, este să le mai dai o șansă, este să ierți, toți avem nevoie de iertare. Astea sunt lucrurile care se cer de la noi. Aș vrea să mă opresc și să avem câteva momente de rugăciune. Ne-am rugat pentru acești bărbați pe care i-am dedicat să fie conducerea Bisericii Betania, ne-am rugat pentru soțiile dumnealor, pentru familii. Haideți să ne rugăm și pentru noi. Poate nu o să ajung în comitet, dar în lumea asta poți sluji și dacă nu ajungi în comitet. Maica Tereza, care a intrat în istorie prin nebunia slujirii și sacrificiilor ei, n-a fost membră niciun comitet. Și în ultimul capitol din Romani, unde Pavel enumeră pe cei care l-au ascultat în slujire și este acolo un număr mare de femei, niciuna dintre ele n-a fost membru niciun comitet. Și pot să vă dau multe exemple, dar nu are rost. Oameni dragi, a sluji nu implică să fii membru în comitet. E o mare onoare și, în egală măsură, e o mare responsabilitate, dar slujirea în sine nu are legătură cu a fi membru în comitet sau cu a fi ordinat. Cine a slujit înainte de ordinare, o să slujească și după ordinare. Cine n-a slujit înainte de ordinare, iertați-mă îndrăzneala, m-aș mira dacă ar sluji după. Ordinarea nu te schimbă, doar îți delegă un drept public. Cine te schimbă nu e ordinarea, e Duhul lui Dumnezeu, e disciplina spirituală, e caracterul pe care ți-l dezvolți. Asta nu se face într-o clipă, într-o seară în care ești ordinat sau într-o dimineață. Asta se face într-o viață. Într-o viață de a-ți dezvolta pocăința din tine, de fapt nu pocăința, sfințenia. Și lucrul acesta nu e ușor. Cele mai mari probleme pe care le am, nu sunteți dumneavoastră, nu e nici măcar soția mea sau copiii mei, ci cele mai mari probleme le am cu mine. Cu mine, pentru că eu trebuie să am grijă de mine. Omul dinăuntru trebuie să aibă grijă de omul din afară. Ori de câte ori îmi scapă ușa să fie întredeschisă și firea apare, cum mă fac de râs și de rușine? Omul dinăuntru are grijă de omul de afară, de carnea asta, care nu visează la altceva decât la mândrie, la prostii, la păcat și la tot felul de lucruri de genul ăsta. Haideți să stăm înaintea Domnului și să acceptăm faptul că tot ce facem se scrie într-o carte și într-o zi cartea asta se va deschide. Duhul Domnului să coboare peste sufletele noastre și să ne dea mai mult interes pentru lucrurile sfinte, știind că viața noastră e scurtă pe pământ. Să intrăm în rugăciune cu adunarea.